Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să vă prezint o nouă metodă de făcut coins în FIFA Mobile, metodă pe care am descoperit-o din greșeală, pot spune, săptămâna trecută, când am făcut un clip cum să completați weekendul al doilea, hai să zicem a doua săptămână, de la Icons SBC. Și am observat că am ghișit exact ce cerințe au apărut la a doua săptămână, acum vreo 3-4 zile. Și odată ce a doua săptămână a fost ghișită exact, presupun că voi ghici exact și cerințele de la cea de-a treia săptămână. Și având în vedere ceea ce am observat săptămâna precedentă, prețurile au crescut, nu foarte mult. Dar puteți scoate din, să zicem, din 100.000 de bănuți, puteți scoate 150.000 de bănuți. Deci dintr-un milion puteți scoate 1.500.000. Nu este un profit foarte mare, dar totuși este destul de bun, aproape de 50%. Este un profit, să zicem, nu este un profit 100% sigur. Puteți risca să cumpărați jucătorii greșiți și să nu vă iasă investiția. Dar eu o să vă prezint în acest clip cum să completați Week 3 de la Icons SBC și dacă tot completați, mai luați acolo niște jucători bonus, poate vor crește în preț. De scăzut, nu pot să garantez că vor scădea sau nu vor scădea, dar să sperăm că nu vor scădea. Având în vedere că va apărea și Team of the Season în curând, s-ar putea să fie ceva pe market să scadă prețul, de aceea vă recomand, dacă veți face investiții în această săptămână, să vindeți jucătorii în seara în care se va reseta Icons SBC. Cerințele de la Icons SBC, deci cerințele pentru a treia săptămână. Chiar în acea seară să vindeți jucătorii pe care i-ați luat drept investiții. Acum haideți să trecem să vedem ce cerințe vor fi la a treia săptămână de la Icons SBC. Deci, haideți să vedem ce cerințe vor fi. Dar, înainte de a trece, aș dori să vă comunic că acest cont pe care îl vedeți acum pe ecran, eu îl voi vinde. Cine este interesat de acest cont, să mă contacteze în privat pe Instagram florentin_youtube. Sunt pe Instagram, v-am afișat acum pe ecran. Discutăm acolo dacă sunteți interesați de acest cont. Acestea sunt și rezervele și am pe la Icons vreo 500 de puncte, dacă vă interesa acest lucru. Acum haideți să trecem la clipul propriu. Prima cerință de la a treia săptămână de la Icons SBC va fi aceasta, pentru bazată pe englez, ligile din Marea Britanie. Vă va trebui 2 jucători din Premier League, un jucător din APL Championship, un jucător din APL League 1 și un jucător din APL League 2. Deci cam acestea sunt cerințele. În total ne vor trebui 6 jucători. Vedeți aici un exemplu de echipă pentru această primă cerință de la primul SBC din a treia săptămână a Icons. Deci 83 overall vă va trebui team rating. Trecem la a doua cerință, deci al doilea SBC, unde sunt aceleași cerințe, doar că ratingul echipei este de doar 78. Puțin mai mic, deci cam aceștia sunt jucătorii pe care îi puteți băga și voi în acest SBC și veți lua astfel undeva la 60 de puncte Icons, din câte mi-amintesc eu bine, și alte puncte speciale de la ultima categorie a SBC-ului, puteți să vă uitați acum pe FIFA Mobile. Deci ultima de tot, nu știu ce SBC se cere săptămâna aceasta la weekendul 2, dar la weekendul 3 se va cere englezi, deci
aceste lici pe care le-ați văzut acum. Ați înțeles voi ideea de ce eu le au din spate spre față la SBC-uri. Dar haide să nu mai lungim prea mult, să trecem la a treia cerință de la Icons SBC. 83 overall din nou, team rating. Ne va trebui aici, văd eu, 120 din 80 este realizat cu această echipă, dar voi va trebui să faceți 80 chemistry. 6 jucători, deci foarte simplu. Și al patrulea SBC, care este foarte asemănător cu precedentul, este 80 chemistry, o cerință, 78 rating, 6 playeri, deci aveți și un exemplu acum pe ecran. Multă baftă dacă doriți să completați acest SBC. Dacă doriți să faceți investiții, vă repet, voi vedeți jucătorii pe care îi afișez eu pe ecran, puteți să investiți în aceștia, dar să fie Elite Plus. Deci de la 80 în sus să investiți dacă doriți. Dar puteți să căutați pe market și alți jucători din aceste ligi și după cum vă spuneam, odată ce va apărea Team of the Season, vor apărea și jucători de la, probabil, de la aceste ligi și probabil prețul acelor jucători va fi mai ieftin decât al acestora și cred că și ratingul va fi mai mare. Deci puteți să așteptați, puteți să nu. Eu ce-i drept, voi aștepta Team of the Season, voi aștepta să văd ce jucători sunt acolo și atunci voi investi. Dar unele ligi cred că nu vor apărea la Team of the Season, cum e Liga 1, cum este Liga Chineză, deci în acele ligi cred că voi investi încă din această seară ca să nu crească prețul e brusc. Trecem acum la următorul SBC, unde ni se cere o echipă de 83 overall, 2 jucători din La Liga și 2 jucători din Secunda División, deci Liga a doua din Spania. 6 jucători în total, acesta este SBC-ul, aveți și un exemplu, puteți să-l urmați, puteți face altul, dar noi trecem la următorul. Cred că este cel de-al 6-lea, sper să nu greșesc, ceva de genul oricum. Suntem la SBC-ul din nou cu La Liga și cu Liga a doua din Spania, doar că aici team rating este de 76 și vă trebuie o echipă full de 76, să vină team ratingul de 76, dar vă trebuie 2 jucători din La Liga, 2 jucători din a doua ligă spaniolă, în total 11 jucători. Și echipa să fie de 76, ați înțeles și voi, eu vă explic așa mai detaliat ca să înțeleagă toată lumea. Trecem la următorul SBC, este cel de-al 7-lea, dacă nu greșesc. Avem 83 rating pentru echipă care va fi formată din 8 jucători. 2 jucători trebuie să fie de la această ligă. Nu cunosc foarte bine liga. Hyundai Data League Players, dar n-am auzit niciodată de această ligă. Kappa League și GSL, ceva de genul. Uitați aici niște exemple de jucători. Puteți să-i luați pe aceștia, puteți să căutați alții. Și noi trecem la următorul SBC, cred că cel de-al 8-lea. Avem prima cerință, 78 ratingul echipei, care va fi formată din 8 player și aceleași cerințe de ligi, pe care vi l-am arătat și la precedentul SBC. Și aveți aici și un exemplu de SBC pentru aceste cerințe. Trecem la al 9-lea, penultimul chiar SBC. După cum vă spuneam acum câteva momente, jucătorii din Liga 1 și din Liga aceasta chineză nu cred că vor apărea la Team of the Season din prima săptămână și dacă vor apărea prin ultima săptămână nu ne va mai avantaja pentru acest SBC, deci cred că acești jucători se vor scumpi. Puteți investi în jucători din Liga 1 dacă doriți, de la 71 să spunem în sus, nu știu dacă vor crește. Ultima dată când am investit eu în ei, de la 5.000 de bănuți s-a făcut 80.000 de bănuți, dar nu se știe niciodată, de la 5.000 de bănuți poate ajunge 2.000 de bănuți, pentru că în momentul ăsta sunt jucători mulți din Liga 1 de 70 plus sub 2.500 de sub 2.500 de coins, deci puteți să greșiți investiția. Aveți aici un exemplu de SBC pentru aceste cerințe, dacă doriți puteți să-l urmați, dacă nu, nu este nicio problemă.
Trecem la ultimul SBC, 78 rating, 2 jucători din liga aceasta, Hero BL și 2 jucători din liga 1, 6 jucători în total, băgați și voi 2 mai high rating și 4 mai subțiri în rating și veți forma o echipă de 78 foarte ușor. Cam acestea sunt toate SBC-urile. Puteți foarte bine să le folosiți pe acestea, puteți să folosiți alte SBC-uri, dar cerințele acestea vor fi 100%, vă zic. Dacă nu vor fi, nu mai fac niciodată clip din acesta cu completarea unei cerințe de la Icons SBC, dar vă garantez că acestea vor fi cerințele, dar nu vă garantez că prețurile vor crește la anumiți jucători. Dacă doriți să investiți, investiți pe riscul vostru. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă acest clip va merge bine, între ghilimele va merge bine, voi mai face și partea a patra din Icons SBC investiții, desigur dacă vor apărea aceste cerințe la Icons SBC în aproximativ 48 de ore. Până atunci, vedem ce se va întâmpla, vă anunț pe Instagram, urmăriți-mă și acolo dacă doriți, Florentina _ YouTube, mă găsiți foarte ușor, v-am spus și la începutul clipului, vă mai spun și acum. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem cu bine la următorul clip. Până atunci, toate cele bune, pa, pa!